Cumioare, cumioare, cum arată dragostea? Este un hifor sau povoare, e un cântec, cum e ea? Valul mării spumat, gingaș m-a îmbrățișat. Mi-a furat sărutul vântul, doar de dragoste n-am dat. Cine ești? Cine ești? Despre toate știu aș ceva, dar nimic despre taina ta. Dragoste, dragoste, te-aș ruga să vii și drumul meu, ca să nu mă mai întreb mereu. Hai la papa. Hai, papa, de acolo, hai. Mirandolina, nu-i de-asta, hai, papa. Nu-ți place? Hai, papa. Altceva n-am. Deci, domniță, am o durere de cap. Așa, cam de vreo câteva zile vă doare capul și vomez. Dar eu nu cred că e de la stomac. Păi nu. Aspirină, albocalmin și extraveral și distonocalm. Păi nu prea pot, că mă doare capul, doar v-am spus. Păi, da, de băut beau, ca orice bărbat, nu-i așa? Ceva am băut eu și azi. Nici chiar așa, domnițe, că nici eu nu beau orice. 63 neîmpliniți. La Ozana, strada Fetești, numărul 2. În blocul F4. Da, la 2. Dar apartamentul 17. Lăzărescu Dante Remus. Lăzărescu Dante Remus. Bine. Eu sunt acasă, da. Vă mulțumesc și vă doresc noapte bună. În mare nu este decât pești răpitori. Ca să dai cu gogolei de mămăligă, dai numai la cap, la caranduce. Dar aici fiecare pește mai mare mănâncă pe la mai micul.
toți mănâncă cu cărniță, că mare nu prea e cu mămăligă. Pierde vremea omul. Deci era, nu, că momeală greșită, domnule. Bine, el spunea, dragă, fac aerosol, că dădea cu nanțe. Dar e bun și aerosol, dar nu mai prins, înțelegi, nu mai prins elegorat. Ori n-au avut mesaje în toată lipsa de mesaj. Hai să vedem că mai mult decât da. Că ia că da, Uciuhan, un om cu o figură onorabilă, cu un discurs impecabil, cu seriozitate. Te așteptai să vină din Argal să scoată lumea din Timișoara, să vină 90% din populația Timișoarei să-l votează. Nu a scos. Timișoara a fost subțire. Alo, domnița, tot eu sunt. Alo. Alo, da. Salvarea. Tot eu sunt, Lăzărescu. Atunci, spuneți la colega cu care am vorbit că sunt operat de ulcer acum 14 ani și am și un ulcer varicos la picioare. Dar nu mare lucru. M-am gândit că durerea asta de cap e de la stomac. Lăzărescu, în Fetești 2. Da, am înțeles. Eu cred că nu e grav, dar ziceam că e mai bine să mă vadă un specialist. Vă mulțumesc și vă aștept. Mă doare operația fisică. Nu te interesează tema ta în cor de animal. Și o biserică. Chiar aseară, inginerul a primit vizita președintelui unei asociații de locatari care ține neapărat să utilizeze copot. Și el această metodă pentru consolidare. Ce faci, bănușule? Și tu, bă, ăsta micu, hm? Unde ai umblat toată ziua, hm? Bă, pisicâine, hm? Stai aici, stai pe băză aici, pisicâine.
Hai, siktir. Închide-o tu spaștele mării de șifonier. Pisi, unde te duci? Madame de Pompadour. Incoerența. Casa Muscalu? Virgil? Salut, Virgil, să trăiești. Eva este? Stai, mă, omule, că n-am uitat. Păi eu de ce te-am sunat? Ei, asta e acum. Pe tine, pe sora mea? Alo, Virgil. Virgil, eu am pus banii la poștă azi și o să-ți vină mâine. Da, atunci, data viitoare, când iau pensia, ți-o dau ție pe toată. E mai bine așa, nu? Dar zi-mi, nu mi-o dai și mie pe Eva la telefon? Păi am zis că-i trimit până la întâi și i-am trimis. Alo, Virgil, mi-o dai și mie pe Eva, te rog. Păi sigur că aștept, că doar nu o să fug acum. Al, bună, surioară. Ce faci? Eu tocmai despre asta vreau să și vorbim. Nu. Ce vreau eu să știu este... De ce nu mi-ai spus că ai vorbit cu Bianca? Păi mi-ai spus după ce te-am întrebat eu. Lasă că știi tu foarte bine că am dreptate. Dar nu se face. Păi dacă numai la voi sună... Păi... Lasă, că știu eu foarte bine că la voi sună mai des. Auzi, eu nu mă simt prea bine cu ulcerul ăsta al meu. Dar ce aveți, dragă, toți le-i dați cu băutura? Că ulcerul nu se face de la alcool. Nu! Te rog să mă scuzi, dar eu beau pe banii mei. Auzi, Eva, eu beau pe banii mei. Ulcerul se face de la helicobacterii. Ei, uite că mai afli și tu niște informații. Nu, Eva. Eu habar n-am. Eu sunt operat de ulcer de 14 ani și habar n-am. Și bine că știi tu. Bine că sunteți voi intelectuali și știți mai bine decât doctorii de la municipal. Da, bine. Dar te rog eu frumos să nu mă mai descălești. Auzi, Eva, te rog eu frumos să nu mă mai descălești și dădăcești. Ba nu, că nici ție nu ți-ar conveni dacă te-aș dădăci. Nu știu asta. Alo, Eva, nu știu asta. Dar poate că nu mai vrei să vorbești cu mine. Pentru că văd că numai Virgil răspunde la telefon în ultimul timp. Da, bine, cum vreți, tu și cu Virgil. Așa facem. Îți mulțumesc. Îi mulțumesc și Virgil că a fost drăguț cu banii. Așa. Și lăsați-mă pe mine cu ulcerul meu și vorbește tu cu Bianca și bârfiți-mă în voie că beau. Bine, bă, dar până la urmă eu beau pe banii mei. Auzi, Eva, eu beau pe banii mei. La revedere, pa! Servus! Servus, da! Multă grație! Alo, da. Haideți să
Ce-ați pățit? Nu vă simțiți prea bine? Eu, doamna Mihaela, am cer scuze. Deci, eu am chemat salvarea și până vine ea, n-ai să-mi dai și mie cu împrumut, bineînțeles, un distonul calm? Nu știu să mă uit, nu cred. Dar dacă ați băut, să știți că e de la alcool durerea de cap. Doamna, păi uite că ați băut, că mirosiți. Doamna, vă rog, e mult. Nu vă supărați, uitați-vă și dumneavoastră că vi le plătesc. Hai să fim totuși serioși. Nu despre bani e vorba. Mă doare aici, la tâmpla din stânga. Și mă doare dinainte ca să beau. E teamă că nu prea avem calmante din asta tare, că noi nu cumpărăm așa ceva. Și dacă noi nu cumpărăm, atunci cine să cumpere? Mă duc să caut un distonul calm. Ce e numică de-te? Tot de la stomac sau s-a mutat pe pancreas? Nu mai bea, mă numică, că nu e bine. Nu închizi la mâsie de sticlă. Auzi? Nu mai bea, că te duci pe curs în jos. Am vomitat de 4 ore azi, de la aspirină. Nu cred că mai pot, Sandule. Păi zice să te duc, o metoclopamidă? Sau mai bine un imbricul să mă dă vărță? Am chemat salvarea și ziceam să iau și eu totuși ceva până vin ăștia. Ce salvare, mă, nenică, e sâmbătă. Tu crezi că se deranjează ăștia sâmbătă? Nu-i în gura mâsie de animale, că ți-ai și pielea de pe tine de când ați cumplit medicamentele. Tu ai nevoie de odihnă, pe băine. Și le-a făcut și zeamă de vărță. Ia dă-mi coace. Au. Nu te încorda, că nu-ți trece dacă te opui. Doare, nu te încăpățâna. Exact cum am și spus, n-am găsit distonul calm. V-am adus un diclofenac, că și ăsta e bun pentru dureri. Dar diclofenac am și eu. Bă, nu știu ce să zic. Da-ți, să vă dau să luați una acum. Nu te grăbi să-i dai tu după capul tău. Că ăsta nu e bun pentru urge. Ia și citește. Noi cumpărăm pentru noi decât homeopatice. Deci îți trebuie ăsta? Nu știu, eu un distonul calm aș fi vrut. Vezi? Și tu îi dai diclofenac când omul e rău. N-auzi că vomită de azi dimineață? A, n-a știut. Stai că m-am dus să aduc metoclopramidă imediat. Trebuia să-mi fi spus că e vorba de greață și încă doare capul. Bă, nu știu. Mie când îmi vine magumreala, dacă mă trag pe vene, imediat revin la normal. Băi, ce face, băi, femeia asta? Mișii! Ce? Ce faci, mă, femeie? Vrei să le dai foc aici? Da. Stă, ia. Nu stinge. Bine că ai rezolvat-o și partea mea, așa? Totul ai rezolvat-o și partea. Uite ce m-am mars cu figura măsii de gratiță. Mă, te duci să aduci pastilele alea? Deci, Romica, reține următorul aspect. 1. Greața e de la băutură și nu-ți face bine la stomac. Și 2,
Tu nu bei sănătos. Le bei amestecat. Auzi, nu le mai bei amestecate băuturile. Bă, dar miroși acru rău. Ce mă, Tancur, ai băut? Șoricioaică? Îmi dai sau ce facem? Astea nu sunt indicate pentru tine care ai ulcer la stomac. Miroși. Doar dacă le iei pe burta plină. Ce faci, băbite? Bună seara. Hai să trăiești. Băi, Robert, zi-l tăi că tu că am nevoie de bormașina aia dacă termină cu ea. Să coboare și el două etaje, să o lase. Dă-o în Paștele Măsii de bormașina, că am nevoie de ea. Da, bine, Robert. Prefer să nu uiți. Bine că am ajuns să mă rog eu de voi pentru lucrul meu. Deci, o mică, una e pentru acum. Și alta, mâine dimineață la cafea. Bă, dar mai întâi faci și tu o baie caldă, mănânci ceva și pormă-i pastila. Dar faci cadă, nu duși. Și fierbinte, că altfel degeaba o faci. Și hai, hopa sus, nu mai stai așa. Hai, hai că trebuie să faci mișcare, să se ducă alcoolul în transpirație. Așa. Hai. Auzandule, mă simțeam bine și acum mă simt rău. Hai, lasă. Mă durea stomacul de la ulcer și acum mă doare și capul. Acum mă doare și capul și mă doare și stomacul. Ce faci, mă, vericule? Ia, hai să te duc înăuntru să te întinzi. Stai, unde? Stai. Stai ușor. Lasă că vă pot dezbrăca și singur. Nu? Bine, bine, bine. Din nou ne avem ziua ucidere pe șoselele României. Un șofer de tir a adormit la volan în timp ce rula pe DN1 în dreptul localității Săftica și a intrat pe contrasens, izbindu-se de un autocar cu turiști. În urma coliziunii a rezultat un accident în lanț, mai multe autoturisme fiind grav avariate. Până în prezent, numărul victimelor se ridică la 7 morți și 29 de răniți grav. Avem... Te uitai la asta sau mai bine lasă așa stins? Nu. Auzandule, cât face un mandat postal de aici la Târgu Mureș, dacă l-am pus azi? Nu știu. Câteva zile. Nu se poate, că mie la postă mi-a zis că ajunge mâine. N-are cum, mine e duminică. Așa e. Nu m-am gândit. Eu zic să te cuci și să dormi. Nu pot să dorm. Nu mi-e somn. Ce faci, mă, cu metrocolplamida aia? O inventează acum? Cea mai miroasă aici, păr de pisică. Cum e, domn inginer? Nu dori? Ia de ochi, e așa, sigur că da. Să nu și spargă. Ne aduci un par cu apa, acum? Nu te dragă și pune apă în el, zi, dă-mă dată pastila aia. A, o rău și vai de mine. Pe tine e bine să te trimit omul după moarte. Vorbe aia. Degeaba pui zimel pe ochi, dacă nu știi să vorbești frumos. Degeaba, dacă nu știi să te porți. Cred că mă doare așa de la aspirină. Îți place peltioa de gutui? Am așa ca un moleșal. Dar parcă ți-e mai bine așa culcă, nu? Azi că după un somn bun, o să-ți revii ca nu. Dați-vă puțin mai încolo, așa. Ia. Uite cum arată nimicul tău. Cum adică? Păi nu ziceai că n-am nimic? Uite-te ca să vezi. Nu așa de la distanță. Ca și cum chipurile n-aș avea nimic. Uite-te, să vezi că s-a umflat deja. Nu te face că nu vezi. Da, parcă s-a umflat puțin. Hai, scoală. Scoală-te. Nu vei dacă te-a pus să faci o treabă. Stai și o faci. Nu lași pelteaua pe foc și o iei de loc. Uite, mi-am distrus degetele. Și s-a mai și afumat. Așa-ți trebuie. Nu s-a afumat, că am gustat-o.
Hai, ridică-te. Hai, hai că asta e pentru greață. Scoate limba. Diclofenacul nu poate să dea așa pe burta goală dacă ia. Trebuie să mănânce. Ce faci, mă? Lasă-ne, domnule, în pace cu amabilitățile. Lasă-l în pace să-și bea doctorie. Așa. Efectul nu o să fie el imediat. Dar nu trebuie să-ți faci nicio grijă, că încerca 20 de minute, ți-l ia cu mâna. Ia, după harul ăsta la bucătărie. Și eu zic să te duci pe urmă. Să vezi dacă cratița aia de paragaz, să nu mai avem și alte surprize. Păi n-are ce să se întâmple, că doar am dat focul la mic. Deci nu vrei să scap de pisicile astea, eu nu te înțeleg. Dar tu de ce nu scap de Michi? Cum adică? De ce nu scap de nevasta ta? Păi ce e același lucru? Nu știu, tu ce zici? E același lucru? Dacă nu sunt omoare astea pe tine cu părul lor și cu puricea, uite de la mine. O să vedem după aia cine e de la urmă. Ce cal și bine ți-e ție că ți-ai găsit prostul. Dorm toată ziua și umple casa de păr. Păi nu știu ce miroase pișat e aici în sufragerie. Tu ce zici, să-i aduc o porție din musaca aia de vinete, că n-are nimic în frigider. E gol. Nu, doamnă Mihaela, vă rog eu să nu... E foarte gustoasă. Dar nu e cu carne de vacă, e cu carne de porc. Ubo. Ce e, Michi? Ce-ți trebuie? Nu ziceai să ia diclofenacul ăla? Și n-are nimica de mâncare, adică gătit. Doar niște zacuscă și pâine. Așa și? Și să-i aduc niște muzaca de la noi ca să-mi ia diclofenacul pe stomacul gol. Michi, te rog frumos, du-te și vezi de peltea aia, da? Bine. Vezi dacă sunt prost și o întreb de vorbă? Și ziarele astea din dulap. Eu nu înțeleg de ce nu arunci ziarele astea de aici și să-ți faci curat. Hârtia asta adună tot praful. Veronica, e cam la sol. Eu zic să sunăm la Salvare, uite, ai vomitat cu vinișoare. Ia stai așa. Exact cum am vomitat eu de la Mallory Weiss când am avut. Da. Numai că la tine era mai mult sânge. Și era amestecată cu resturile de la micii aia. Asta e mai apoasă. E secreție de la stomac. Uite că v-a spătat papucii. Mă duc eu să-i spăl. Eu zic să chemăm Salvare. Păi da, dar a chemat deja Salvare. Nu e așa? Parcă o chema să arăți. Știu, dragă, că a chemat Salvare. Dar tu nu știi că le trebuie la ea ca să vină? Doar în cur. Băi, Romi, unde-i mă telefonul? Vezi că e la bucătărie. Lasă că Mallory Weiss-ul ăsta nu e așa grav. Sună el așa, dar nu e grav. E de la ulcer, doamna Mihaela. Ce spuneți? E de la ulcer. Da, lusându-i, au făcut atunci o endoscopie și l-au cauterizat. Creșinul meu se simte la mine. Da, da, e creșinul meu de pe palier. Păi, nu pe 50 de ani. Adică, peste 50 de ani, e mai mare ca mine. Deci, Salvare capul și vomită în continuu cu vinișoare. Da, da, așa e ca vreo de camera. Dar eu tot, îi mai zic și asta mai, dar... Da, 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 da
Trebuie să ajungă. E pe drum salvarea și trebuie să ajungă. Băi, ia. Ia, fă niște pași pe covoraș că ai vorbit destul. Hai. Ia vezi că sună. Auzi? Nu trebuie să-ți fie frică de malul Ivai, că nu e mare lucru. O să ți-l cauterizeze la endoscop. Dar de fapt tu știi cum e. Că și pentru ulcer te bagă la endoscop, nu? Circulă durerea. Treaba asta, ulcerul circulă. Domnul celul te căuta, că ți-a adus vârghiul. Uite. Cum e nearul mică? S-a făcut capul mare și picioarele mici? Băi, nu râde-mă, că nu-i de râs. Și asta ce înseamnă, e grav? Ce înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă. E de spital. Nu, bă, e de balmascat. Da, e grav. Am chemat salvarea. Ia, e întreagă? Bravo, bre. Mulțumesc de încredere. Ce? Eu îmi luasem gândul deja, dă-le. Credeam că ai prăduit-o pe un viitor. De... Ia-o și du-o și pune la mine pe birou. Atunci stai tu aici cu domnul Lăzărescu. Eu trebuie să pun pelteaua aia în borcane, da? Auzi? Mai rămâne valabilă treaba aia cu Focșane? Am vorbit cu omul și el ne-ar aștepta undeva pe sâmbătă viitoare. Plecăm sâmbătă de dimineață și sâmbătă pe seară suntem înapoi. Hă? Cu trămbanele alea ce ați făcut? Le mai puneți? Uite, vine iarna. Nu cred. La anul, poate la primăvară. Zic cum facem. Dă! Ce? Să trec! Ce? Dă-te! Că fac pe mine! Te descurci? Ia uite-l, frăție, ce sprintare! Sună bre la salvare zile să nu mai vină, că Lăzărescu e mensana in corpore sana. Eu i-am zis la om să ne pună deoparte și alb și roșu. Grasă și cabernet. Nu știu, băgerule, nu prea mai am cu ce. Sunt 100 de kg de căciulă. 50-50. Nu știu. Am cheltuit aproape toți banii pe astea. Castraveți, gogonele, cartofi, s-a cam dus. Păi și lui Tibi de ce nu-i ceri? Nu are niciodată, au și ei probleme. Lăinița e împrenat al de o lună, el acum vrea să schimbe serviciul la o firmă. N-au cam vorbit. Păi fătu-te în culpă, mătate de perversă. A, și mâine, nu că acum te-ar mai enervat. Stai că pune mâna pe tine. Unde ești, mă? Unde? A, vină cu stai că vă liniștesc eu acum. Stați aici. Mai n-am văzut atașe cât e omul ăsta în casă. Uite și tu ce mizerie pe ziarele alea. Păi ce pretenție să ai la omul simplu dacă ăsta, un intelectual, trăiește cu pisicile? Dacă vrei, îți împrumut eu niște bani și mi-i dai după sărbători. Și uite și la ala ce urlă. Și fisa și-a pus palma în cur și a plecat în America. În Canada. Hă? Bianca a plecat în Canada. America, Canada, dă-mă un pic de amuse, dar nu ce dacă lasă pătasul singur la pătrânețe. Doamne, iartă-mă. Cred că a venit aia. Să rămână. Bună seara, domnul Lăzărescu? Nu, nu, eu sunt vecinul de alături care am sunat la dumneavoastră. Sterian. Să rămână. Bună seara. E, nu e el. Al dumneavoastră e în baie. Hai, mă, Rumica, mai repede, că a venit doamna de la salvare. Lua-ți loc acolo pe canapea, puțin până. Păi atunci ce fac? Mă duc singur? Lasă-mă să rezolv cu omul ăsta și cu omul mai vorbim. Păi ce stăras? Mă duc sus și după ce termin aici, vii la mine să vorbim. Bine, bine, hai, pa. Hai, că a venit salvarea. Să rămână. Bună seara. Aul, cum le-ai ajuns, bă, băiete, acolo? Hai, hopa sus. Hai. Încet, încet, ușor. Poți să te simi pe picioare? Nu, să nu s-a întâmplat nimic. Dar poți să te simi pe picioare? Poți să mergi? Eu te-am strigat. V-ați lovit? Acum când a scăzut, v-ați lovit? Spuneți. Să rămână. Sandule, ajută-mă că nu mă descurc cu picioarele mele. Hai, opa sus. Cu minte. Arată-mi, doamna, că nu-i nimica. La picioare n-am nimica, doamnă. Pe mine mă cam doare burta. Stomacul și tâmplele argintii. Stați că vedem noi acum care e situația. Ați băut, nu-i așa? Am băut și așa ca la un metru de spiritoase.
Am înțeles. Și ce anume ați băut? Mastropol. Cum ați zis că-i zice? Mastropol. E o băutură care ne facem noi din alcool dublu rafinat cu zahăr ars și un pliculeț de zahăr vanilat. Dar are chimicale, să știți. Într-un cuvânt, mastropol. Acum v-aș ruga să nu vă mai mișcați. Calm și respirați normal. E, nu așa, lăsați normal pieptul. Eu știu asta, dar vreau să vă încerc. Da? Vreau să vedeți dacă mă pricep. Râdeți. Aveți 10 cu 6. Micuța. Uitați, ăsta e mastropolul. Și ați băut-o și aici? Cât mastropol de ăsta ați băut? Băut. Ați băut, că vedeți că nu prea vă mai țineți pe picioare. Am o durere de la operație și de-aia v-am chemat. Vă doare operația? Care operație? Am o operație de ulcer duodenal perforat, doamnă asistent. Ulcer perforat? Da. O să vă fac niște vitamine cu glucoză și o să vă simțiți mai bine. Zăresc cu Dante Remus. Zăresc cu Dante Remus. 63 de ani. 63, luna care vine noiembrie 19. Eu nu mă prea pricep, dar a vomitat cu vinișoare și m-am gândit că poate e de la stomac. Sigur că da. Da, pentru că având probleme de sănătate oricum, mai și bei, sigur că vomiți. Eu am făcut anul trecut malorii Weiss la băutură și m-au cauterizat la endoscop. Aia e altceva. Probabil că ați avut un accident sau o lovitură. Nu, am vomitat de la efort. Că mine mă doare stomacul, doamnă. Mă doare de la operație și vomez de dimineață. Vomita și vă doare stomacul? Atunci o să vă dau și un pansament gastric. Mâine, după ce o să vă simțiți mai bine, adică poimâine, luni, să vă duceți la medicul care v-a operat să vă mai fac un consult. La municipal m-a operat acum 14 ani doctorul Olteanu Vladimir. Așa, la municipal. Acum mai zice universitar. Să mergeți la el să vă vadă. Mă doare și capul la tâmple. Ce, vă doare tare capul? Mă doare de dimineață. De azi dimineață. Atunci o să vă fac și un argocalmin. Ați mai făcut până acum algocalmin, da? Da. Sunt ce? Nu o să doar. Bună seara! Bună seara, doamnă! I-am adus niște muzaca de la noi. Ce zici să mă duc să iau până în frigider sau să-i dau să mănânce puțin acum? Domnule Zărescu, să vă dau puțin acum? Lăsați-i liniștit acum. Dânsa-i soția mea. Ține strâns. Așa, a apăsat. Asta ce v-am făcut eu acum a fost pentru că ați băut. Lăsați că le arunc eu. Da, vă mulțumesc frumos. Acum. Spuneți că vă doare stomacul. Ieșiți afară cu sânge, v-ați uitat? Fac mâle ca apa. E aproape apă. Au, au. Doare acolo. Aici? Au, da. Au, au, aici au. Aici vă doare? Da. Chiar nu se vede că sunt operat. Chiar nu vreți să vedeți anumite lucruri. Gata, 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 am înțeles. Stai liniștit. Gata, îmi cer scuze.
Dar n-ați observat urme de sânge? Sau să fie un scaun negru la culoare? Nu e melenă, doamnă asistente, nu mai insistați. Eu fac doar moale mereu și am crampe. Nu e melenă, ziceți. Dar de mâncat, mâncați? Mănânc, da. Mezeluri și brânzeturi. V-ați observat cumva să fiți slăbit în ultima săptămână, în ultima lună? Cam două găuri de curea. Cum ați zis? Da, am slăbit circa două găuri de curea. Da, am înțeles. Mai stă cineva cu dumneavoastră sau locuiți singur? Nu stă singur. Stau cu trei pisici într-un bloc, cu vecini care nu iubesc animalele. Păi dacă au purici, cum să le iubim? Dumneavoastră o să veniți cu mine, pentru că trebuie să vă vadă un medic specialist. O să vă pun termometrul ăsta să vă iau temperatura și mergem. V-a văzut până acum vreun medic specialist la colon? N-am nimic la colon. Da. Eu mă duc două minute la bucătărie să fumez o țigare. Se fumează la dumneavoastră, nu? Da, se fumează, se bea toate viciile. Nu veniți cu mine să fumez și eu o țigară? Da. Haideți. Lasă-l, mică, că trece. Ce spui, bă? Asta e temperatura de aviaturi, ce-i pe aici. Mă rog, sură la Târgu Mureș, din câte îmi dau eu seama, și are o fată, Bianca, dar e emigrat în America. Și soția? Nu, soția a murit acum să tot fie 10 ani. Nu înțeles. 8 ani. Nu mai puțin. I-am adus eu niște musaca. Și dumneavoastră nu puteți veni? Că mi-ar fi mie mai simplu dacă are un aparținător cu el. Nu știu, doamnă, dacă m-ați întrebat pe mine, poate că m-aș deranja ca să vin. Dar să-mi dune să fie de acord. Sigur, nu e vecin. Ați ajutat pe mine la internare dacă ați venit. Doamnă, eu vă spun așa, că între femei, mie nu-mi convine prietenia lui Lăzărescu cu bărbatul meu. Că de la el am învățat Sandu să bea. Până să se mute ei aici, Sandu îmi punea o picătură de alcool în gură, dar l-a învățat Lăzărescu, că la el am unguri, așa se bea, și numai tărie. Dar Lăzărescu nu e unguresc. Nu, că el e român. Dar nevastă să era unguraică, Ergi. Era unguraică, de-aia mândră, cu nasul pe sus. Nu noi am pus sticla mână, doamnă. Și uitați-vă în ce mizerie trăiește cu pisicile astea, care umple scara de păr și de urină. Doamna, suntem totuși la bloc. Așa aveți dreptate. Sigur că da. Și mai unul aici, la patul Dinescu. Ăla are un băiat care cântă la vioară. Ne-a nebunit? Odată și odată trebuie să se ocupe cineva de pisicile astea și să dea cu ele de a zvârli, dar să nu se mai întoarcă niciodată aici, la bloc. Deci nici soțul nu poate să vină. Asta ar mai lipsi, sigur n-ar veni. Dar eu nu știu, întrebați-l pe dânsul. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Și noi mai bem, dar bem acasă, nu ne știe nimeni. Și când ai și tu nevoie de un ajutor, așa ca între vecini, nu e în stare să-ți dea un capăt de asta. Și nu că n-ar vrea, dar n-are de unde. Dar ce are, e grav? Eu nu dau bine seama că sunt doar asistente. S-ar putea să fie grav. Așa seamănă cu o tumoare, ceva la colon. Poate greșesc eu. Aha, da, așa e. Și nevastă s-a tot de cancer a murit. Nu e neapărat să veniți, doar că mi-era și mie mai ușor. În orice caz, poate anunțați pe soră că dacă e să-l internăm, să vină să-l vadă la spital, știți cum e. De despre ce e vorba? Dânsa a întrebat dacă mergem cu ea la spital ca să-l interneze pe Răzărescu. Nu, doar unul dintre dumneavoastră. Da. Și eu i-am zis că nu cred că o să accepți. De obicei e mai ușor pentru noi să-l internăm pe bolnav dacă vine cu cineva. Dacă are aparținător. E așa de greu? Da, are cancer. Nu știu dacă are, eu n-am zis asta. Dar sigur o să-l oprească la spital. Nu e așa de ușor să spui despre cineva care are cancer. Trebuie să-i facă analizele complete de sânge, o colonoscopie, o biopsie, dacă se cere. Eu am zis doar că s-ar putea. De la stomac? Adică de la ulcer? Nu, problema e cu colonul, zic eu. Dar mai bine să-l vadă un medic. Ce zici, Michi? Mă duc cu doamne? Nu știu. Și dacă găsește ceva și pe internet, tu ce faci? Vii pe jos? N-am zis eu, doamnă, că o sun pe soră să se ducă la spital? Zău așa.
Una zicem și alta facem? Da, mă rog. Îmi pare rău. Nu mai puțin. Îți mulțumesc că mă lași singură acasă sâmbătă seara. Cum e bine? 37 cu 6 cu 7. Trebuie să-l duc la spital. Trebuie să mergem la spital, domnul Lăzărescu. Puteți să coborâți pe picioare până la mașină? Sigur că se poate. Dar mai întâi aș vrea să sun pe sora mea la Târgu Mureș și să-i spun. O sun eu, domnul Lăzărescu, dacă îmi dați numărul. Da? Da. 062. 065. Prefixul. Da. 263545. Mai spuneți o dată. 263545. Da. Mulțumesc. Sigur că se poate. Mă ajutați și pe mine să-l duc până la mașină? Sigur. Să vă luați o pijama cu dumneavoastră și o pereche de papuci. Păi să și eu o plasă, o pungă, ceva. Alo? Doamna Eva? Pizzeria la telefon. Vă ridicați? Vreți să vă ajut? Da, nu, nu. Puteți? Și... E bună asta, a? Da, e foarte bun. Stai ce face, nu-i pe tine? Da. Puteți? Vreți să... Nu, nu. Dai, stai, nu te forțați singur, că vin eu să te ajut. Lăsați. Doamna Eva. Alo, da. Păi, mai acum mă duc la spital. Stai așa că nu e grav. Fii serioasă, cum ai să vii tu acum singură pe tren? Un pic pot să vorbesc eu cu doamna? Da, stai să vorbești cu cineva. Alo? Bună seara, doamnă. Eu sunt asistenta de pe salvare. Mioara Avram e numele meu. Da, la urgență, la Sfântul Spiridon, dacă știți unde e. Exact. Eu cred că da. Da, eu zic să veniți. Dacă ajungeți mine, e foarte bine. Vezi că te-ai așezat în goma aia. Și dacă nu e la Sfântul Spiridon, e sigur acasă. Da, da, mulțumesc, bună seara, la revedere. Ce-a zis? Vine? Da, a zis că vine. O să ajungă mâine. Deci s-a aranjat, nu-i așa? Sigur că s-a aranjat, dacă a zis că mea că vine. Atunci înseamnă că vine. Hai, hai, încet, încet, încet. Așa, așa, hai, nu te grăbi. Hai, Romica, că stă doamna după tine. S-a înțepenit. Hai, gata, uite, gata. Da. Încheie tu șasandul. Încheie, dar unde sunt cheile? Pe frigider, acolo sus. Lăsați că încui eu. Unde or fi pisicile alea? Le-am dus eu în dormitor. O să-mi strice florile acolo, o să facă traptir. Unde? Atenție la trepte. Sus sau jos? Jos. Cu atenție, vă rog. Ține de ușor, că nu e nicio gravă. Da. Auzi, Samule, dacă mă opresc ăștia la spital, stai tu de mâncare la animalele mele. La Mirandolina și Nușu și Friț. Da, Romica. Dar să nu uiți. Dă-ți-mi voie. Da, poftim. Îți dau banii pentru vin acasă. Bine, băi, doamne, mă descurc. Lăsați-mi, vă rog, că-ți vreau. Restul de oase, pește, că nu sunt pretențioase. Le dau, Romica, stai liniștit. Da, numai dacă mă oprește la spital. Bine. Da, spune-și ce. Haideți că îl aduce soțul jos ca să-l duceți la spital. Hai că te sun eu când termin, că am treabă acum. Da. Hai mă, mamă, dă-o încolo de treabă, că doar eu nu sunt Gianina. Da, bine, am înțeles. Pa, pa, pa. Și doamna Miara unde? Vine cu soțul și cu domnul Lăzărescu. Lasă-mă, lasă-mă, pute mă, băiete, că mă descurc, nu trebuie să te. Da, hai, încet. Hai, nu-i că cam așa.
Uite, gata. Dar eu nu încap în asta, doamnă. Ia asta cu, dar ce vrei să te aduc, o Mazda? Haideți, vă rog frumos să uitați aici. Vă rog frumos. Avea și mașini noi, dar alea sunt mai pentru urgență. Dar dumneata chiar crezi că ulcerul nu este urgență? Eu asta vreau să știu și pe urmă urc aici. Dar dumneata chiar crezi că ulcerul nu este urgență? Lasă-mă, măi, băiatul meu. Nu mă vezi? Ai orbul găinii? Sandule. Dar nu te mai prostești, dură mică. Ce vin are, doamna? Ce vrei să vină cu elicopterul? Lasă-mă, măi, băiatule, măi. Doamna asistentă. Hai, domnul Lăzărescu, vă rog frumos. Chiar trebuie să ne grăbim să ajungem la spital. E târziu. Haideți. Da, nu mă puneți pe targa aia, nu? Ascultă, măi, tată, băi. Uite, stau aici pe scaunul ăsta. Pe scaun aici, tată. Aici, aici, aici. Nu vreau pe targă. Lasă că te așez eu pe scaun. Aici, pe scaun. Încet, încet, încet. Gata, ai văzut că e bine. Mai purta și voi așa, mă, omul, băi, omul e bolnav, ce e o situație mai delicată. Vreți că e ușor să te gândești că mergi la spital? Asta vreau că îmbătrânim. I-am spus să stea pe scaun, gândește-te că îmbătrânim. Îmbătrânim, aici, puțin atenție la picior. Ia uite, îmi pare mă. Uite că am uitat eu să-ți dau plasă. Vezi că aici e pijamaua și papuși. Ce caută aici, bă, Sam? Lasă, domnule, nu te țină ăștia la spital. Ai grijă ce faci cu acolo. Hai, dragă, că mi-e frig, nu mai por. Hai. La urgență la Sfântul Spiridon. Dacă stați aici, să stați cu minte. Da, stau liniștit aici pe scaun. Au să știi că nu e frumos să tragi așa de oameni. Nu e, să știi. Dar nu vrei să stai, madama, încolo, că cam trăznești. Eu înțeleg că-ți faci meseria, dar nici chiar așa de dur. Suntem niște nenorociți de oameni, domnule. Lăsați-i să conducă. Hai, stați acolo, liniștit. Cum e? Cum vă simțiți? Știți cât de mult iubesc eu, doamnă, pisicile alea ale mele? Uite, așa mi se face inima de mică, acum că plec și le-am lăsat acasă. Sigur că vă înțeleg. Dar cum vă simțiți? Mai aveți greață? M-a luat așa o melancolie, doamnă. Sigur că vă înțeleg. Că și sormea are un șoricar. Și ea tot așa, așa de ca dumneavoastră. Doamnă, scuzați-mă. N-aveți o țigare. Stați acolo, liniștit. Imediat ajungem la spital. Aici, în mașină, nu se fumează. Aș fuma o țigară, doamna asistentă. Nu se fumează aici, în mașină, m-auzit? Imediat ajungem la spital. Uite că nici eu nu fumez și eu fumez, de fapt. Îi fumez, să știi, de vreo 30 de ani. Doamna, ce v-a zis sora mea? Când vine? A zis că vine mâine în București și ajunge aici pe la 6 dimineața. Scuzați-vă, doamnă, dar nu vă dați seama cât de greu să crește un copil. Aveți copii? Eu am doar un copil. O fată, Bianca, căsătorită la Toronto, în Canada. Eu și e interesant. Dorina e în Italia, tataie. 620. Am ajuns la Paulescu. 240. Intră frigul. E frig. Sora mea n-are niciunul. La noi, la părinți, am fost doi. Un băiat și o soră. De fapt, este invers, că ea e mai mare. Eu sunt prâslea. Am și eu tot o soră mai mic. Și voi două parcă sunteți doi frați, nu? Doi. Eu și Curelu, din Germania. Doamnă, scuzați-mă, dar mă doare rău capul. Și aș vrea să mă întind puțin aici, da? Se poate? Ce spuneți? Vă doare capul? Credeți că asta e tot de la ulcer? Durerea asta de cap. Și nici n-am mâncat nimica. E psihosomatic, domnul Lăzărescu. Stați aici liniștit, că nu vă doare, că v-am făcut eu două alcool, ca mine. Alo, băiatule, poți să mă întind și eu aici puțin pe scaunul ăsta din spate? Vă deranjează? Unde, pe targă? Da.
Întinde-te, sigur că da. Ia oprește mașina. Aveți răbdare, domnule, Zărescu, încet. Ușor. Domnule Zărescu, haideți că am ajuns. Hai, ușor, ușor. Ridicați-vă ușor și haideți să coborăm că am ajuns. Hai, tată. Încet, încet. Domnuță. Atenție, atenție, atenție. Hai, hai că te-ți... Trebuie să mergeți pe picioare și am mai bine vă ducem cu targa. Să aduc un scaun? Mai bine. Ia uite, ăla are ce să mai crede. Dați-mi mie sacoșa asta. Hai, domnule, du-te mai repede și adu scaunul ăla. Dar ce, vă doare piciorul? Mă doare aici, la rinichiul din dreapta. Dați-mi și mie buletin, vă rog. Hai, ajută-mă să-l trag afară. Încet, încet. Ușor. Bravo. Atenție cu piciorul ăsta. Încet, încet. Stați. Hai. Da, alo. Nu mai puțin, vă rog. Ne dați și nouă voie? Hai, doamnă, chiloție din jos. Poftiți. Colică abdominală, cefale. Aș zice mai degrabă că are o tumoare la colon, că i-am palpat abdomenul și e dur. Serios? Ce fac cu el, domnul? Pune-l în braț. Așa de la colo. Domnul doctor? Domnul doctor? Scuzați-mă. Păi știu ce să fac el aici. De ce nu l-a dus la fundeni? De ce nu l-ați dus direct la fundeni? Păi nu trebuie să-i pună diagnostic cu un medic specialist? Eu nu pot să pun diagnostic. Eu văd că ați putut, ziceați că are nu știu ce la colon. Dezbrăcați-vă, vă rog. Hai să ieși tu o tensiune. Ajută-l pe domnul să se dezbrace. Burta vă mai doare? Acum, vă mai doare burta? Da. Ridicați picioarele, vă rog. Și celălalt? Capul spre stânga. Desfaceți cură. Aici vă doare? Acolo nu mă doare. Acolo, ca să fiu cinstit, mă doare mai tare capul. Ia suflați. Dați că am băut ceva. Hai, jos și îmbrăcați-vă, că nu e nimic greu. Îmbrăcați-vă. Luca, scrie domnului o rețetă cu Tetralex 6 pe zi, 10 zile și supozitorii hemozul. Domnul doctor, o fi cumpăr de la colitaia mea. Aure, pe ce facem? Credeam că eu sunt doctor. Ce este? Alo, 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 alo. Ia fiți cu minte că ne supărăm la rețetă. Hai, luați-vă rețeta și mergeți acasă. Domn doctor. Ce facem cu ăsta? Mai ținem să-l trimitem la panduri. Papaverii ai făcut? Da. Și ecografia ce zice? Păi acum eu fac. Ia, dă-te, dă-te, dă-te. Dă-te de aici. Cum e? Băut. Aha. Păi asta nu ne mai place. Ați sărbătorit ceva? Sau așa bei dumneata de plăcere? Tu l-ai adus? Da. Și de ce nu l-ai dus la fundeni? Ia zi, tataie. Te-a văzut vreun specialist la colon? Domn doctor, eu am fost operat acum 14 ani de ulcer la municipal. Și de ce bei dacă ești operat de ulcer? Ia uite cât mai fermoar oare. El n-are treabă, el le bea. De fumat fumezi? Da. Bravo, țin-o tot așa. Nimic. Dar vreo colonoscopie ai făcut până acum?
Eu am probleme cu stomacul, am ulcer. Nu, tata. Ai probleme cu capul. O fi de la colon, domn doctor. Au, au! Te doare aici, nu-i așa? Ai văzut cât ficat are? Într-o zi o să-ți pleznească ficatul de la băutură, ai auzit? Și tu de când pui diagnostice? Sau ai și tu vreo metodă secretă care eu nu știu? Ești de aia cu bioenergie? Ți se arată Sfântul Duh? Ce faci, taci? Am spus doar că e suspect, am și vorbit cu domnul. Așa. Învață-ne și meseria acum. Ce mi l-ai adus aici? Tu nu vezi ce e pe holul ăsta de ăștia? De-aia am ajuns cum am ajuns, bă, că vă întindeți și vă dați cu presupusul, dar iurea. De ce nu stați voi în banca voastră, nu știu. Domn doctor, mă doare capul rău. Păi de ce bei dacă te doare capul? Dacă vrei să nu te doare capul, nu mai bea. De dimineață vă doare și dimineață n-am băut. Bea seara. Eu vă rog să nu vorbiți așa cu mine. Stai că cred că n-am auzit bine. Și eu zis, fă-mi om educat să știți. Stai acolo, te rog, vreau să te așa un pic de rușine. Cu cine crezi tu că vorbești aici? Cu cine crezi că vorbești aici, bă? Că dau cu tine de pământ, cu ulcerul tău, cu tot. Bei ca disperatul, torni în tine ca nesimțitul și vin la mine să te fac bine, să te pun pe picioare. Adică o echipă întreagă stă după curul tău să-ți opereze ție ulcerul ca să fii înapoi om și tu te duci acasă și torni alcool pe gât. Păi ăsta, eu ți l-am făcut, ulcerul ăsta, eu ți l-am făcut. Sunt pline spitalele de ăștia ca voi, care vă bezi mințile și vă nenorociți în bătaie cu consoartele și copiii. Închide, dragă, ușa aia. Ce e aici? Discotecă? Păi... Ce e aici cu voi, bă? Ce dați buzna așa? Stați liniștit, că te rog. S-a terminat consultația. Eu nu mi-am bătut copilul niciodată, doamna asistentă. Bine, dar nu te îmbrăca acum. Stați, mă, aici. Păi chiar așa eu să trimit după voi? Ce-i gălăgie asta? Dacă nu văd liniște aici, vă zbor afară pe toți, s-a înțeles? E, mama dracului de treabă. Bine, doctor. Și ție cât îți ia ca să scriu o rețetă? Că nu știu ce fac și cu tine acum. Îmi pare rău, erați ocupat acolo. Lăsați-mă, că pot și singur. Uite-te și tu pe cine mi-ai adus aici. Ce te-ai îmbrăcat așa? Ce ți-e frig? Culcă-te acolo, că n-am terminat. Și-ți bagi și de ceilalți bolnavi care au venit cu probleme grave. Uite la ăsta, că n-are loc de voi. Silvia, fă-i domnule o glucoză. Tu ai făcut ceva? Și am făcut tot la fel și am pus și alvocalmin. Pune și alvocalmin și vitamin. Așa era. Doi răniți grave. Pacient, 20 de ani, traumatism crania cerebral, tensiune 14/9. Ia uite ce ești, domn doctor. Silvia, cheamă pe Chelemen și țuțui dacă ești. Hai, executare. Cum te cheamă? Poți vorbi? Poți vorbi? Cum e? Ani zocorie stângă. Sună la tomograf. Cum e? Unde s-a întâmplat jalea asta? Cine este? La săptică. Cred că sunt cel puțin 20 de morți. Hai, lăsa tomograf. Cred că trebuie să plec. Să rămână, domnule. Pa. Faceți loc acolo! Cum vă simțiți, doamnă? Vă mai doare capul? Nu. Stați așa liniștită, nu vă agitați. Să vă pun în plasturi. Mă doare capul, domnul doctor. Foarte bine, asta înseamnă că ai. Te-ai uitat bine la ăștia care au venit? Astea sunt urgențe. Stai, dragă, imediat. Ai vomat sânge? Ai scaun negru? Nu. Am diaree. Asta nu te-am întrebat. Ia, ridică mâinile. Un căcat, n-ai nimic. Nu mai bea. Mă doare în cur de alții. Las că se ocupă prostul de doctor. Unde e fișa? Ia, dă-mi coace. E datoria noastră, de aia sunteți plătit. Ce ai zis, mă? E de datoria mea. Că ți-am pus o sticlă la mână, bă, porcule. Te-am luat de mână și ți-am dat de băut. Dar dumneata, de unde știi că suntem așa de bine plătiți? De ce te-au adus ăștia cu targama?
De ce dacă te ții pe picioare? Hai, dă-te jos și mergi dacă ești în stare. Eu n-am nevoie de ajutorul vostru. Mă descurc singur. Uite ce alergi. Ușor. Și ne mai ieși la rost pe aici. V-ați lovit? Uite ce a făcut altul din tine. V-ați lovit, domnul Lăzărescu? Bă, fată, cheamă pe cineva să-l scoată de aici. Băi, Costică! Costică! Mai bine nu-mi rotați. Ia-l de aici și să nu mai vorbim. Domn doctor, nu e nimic grav pe ecograf și e niște nisiblari în data normală. Vreți să te-ai făcut? Da. Păi trimite la casă. Și mai. Vă simt mai bine, da? Te duci cu el la fundeni, că are ficat-o cât casa poporului. Nu cred că e hepatită. Ba nu. Îl duci la Floreasca sau la universitar să-i facă tomografie la ficat. Eu ți l-aș fi ținut aici, da? Vezi și tu câte lume. Mai repede cu scaunul, mai repede cu scaunul! Ușor? Ușor? Ușor, te jumă? Nu, stai, ușor. Stai bine? Da. Stai acolo. Atenție la cap, că închid buticul. Și, zi. Deci noi am apucat să-i scoatem pe aia de ideea, m-am dus în coace, dar acolo se muncește rău de tot. Eu nu cred că mai este ceva viu din fierele alea. Și-au blocat și tot DN1. Păi nu ziceai că s-a răsturnat când să facă dreapta spre Znagov? Nu, frățioare, s-au răsturnat pe pod la Săftica. N-avea de ce să facă dreapta la Znagov. Ce să caute la Znagov? Și-au rupt și parapetul. Cred că jumătate din mașinile noastre sunt acolo. Și erau și copii înăuntru. Să rămână doamna Miară. Bună, Mișă. Băi, frate, m-au terminat ăștia cu teoria lor. Dar și moșului că ăsta-l nu-s. Deci că e mult de beat, mai are și gura mare. Mă rog, treaba lui. Ce-i cu ea cu accident? Păi ce să fie? Se duceau la Brașov și că s-au răsturnat pe pod la Săftica. I-a făcut explozii pe față, că altfel nu se explică. Bine, vă zic eu, avem mai mult de 100 la oră. Se duceau și ei săraci la munte. Nu știu, dar jumătate din ei cred că sunt morți. Păi noi am ajuns ai treilea și ăștia doi pe care i-am scos, cred că erau ultimii scăpați. Uite și tu cum e viața asta, vai de ei amărâți. Ăsta al vostru ce are? Nu știu, zice că e suspect de ciroză, zice doctorul Sardelean. Dar asta nu e ala de la Pandur cu scandalul cu medicamentele? Pă, la, cheamă Aldea, eu așa știu. Da? Sandu Aldea, da. Eu știam așa ceva de genul ăsta, Ardelea. Mergem la universitar. Păi ce se faceți acolo? Că e plin. Că Togorosu s-a dus acolo și la Bahtăzar. Eu mă duc pentru tomograf. Du-te și mai încolo. Că erai acolo și țipete și gemete pe ea sărace prin și pe autocar. Să stați liniștit, domnul Lăzărescu, da? Mergem la universitar să-l facem toate analizele. Bine? Hai să mergem. Mamișule. Să urmă, doamnă, serviciu șor. Salut. Pa. Auziți? Aveți grijă cu leul ăsta, că-i golat. Pa! A luat așa o durere de bilă și n-am la mine niciun coleg de nimic. Ai încercat cu cei de gălbenele? Mai ușor, fără-l eu mai ușor acolo. Ce-i, domnul Lăzărescu, ce s-a întâmplat? Măi, fată, nu mă duc acasă, că mă simt tare rău. Pe mine mă cheamă Mioara, domnul Lăzărescu. Și pe el îl cheamă Leonard. Da, frumoase. Auziți? Să mă ducă careva la spital, că mi-e tare rău. Stai liniștit, că la spital mergem. Doamna Mioara? Da? Simt că mi se desface capul la tâmplă de durere. Vă rog eu foarte frumos să mă duceți la spital. La spital, la spital mergem, v-am spus. Hai, domnul Lăzărescu, că nu sunteți bebeluși. Vă promit eu că și sora mea să fie atentă cu dumneavoastră când o să vină. Bine, bine, lăsați-o pe sora dumneavoastră în pace. Tataie, uite că am ajuns la spital. Imediat, în 5 minute am ajuns. Uite, suntem la Casa Poporului. Hai! Vă cer scuze că v-am pricinuit necazuri la spital. Ce spuneți? Vă cer scuze că v-am pricinuit necazuri cu doctorii la spital. Lăsați, domnul Lăzărescu, noi suntem obișnuiți.
Dar să știți, eu îți v-aș sfătui acum, aici la universitate, să fiți mai atenți la cum vă adresați la doctor. Da, s-ar aveți. Putea să nu mai fie așa de tolerant. Aveți dreptate, sigur, că m-am pierdut cu firea, ce să fac? Știu, gândiți-vă dumneavoastră că sunteți băut și poate să vă trimeată frumușel acasă. Da, așa e, dar și datoria medicului e să îl îngrijească pe omul bolnav. Da, și bolnavul ce datorie are? Adică eu te duc cu salvarea, dar tu nu trebuie să te compori și tu? A? Ai văzut? Imediat a tăcut. Aoleu! Trage pe dreapta, te-o trage pe dreapta. Stai, stai aici, în intersecție. Hai că trag acum. Hai, coboară cu ochii roșii, hai. Aoleu, ce-ați făcut aici? Dă-mi și tu niște șervețele. Dacă nu stați liniștit, vorbiți, vă agitați. Ia uite ce-ați făcut aici. Hai, gata. Țineți ăla la gură dacă aveți nevoie. Gata, poți să-i dai drumul. Hai că-i dau pe exercițiu. E bine? Doamna asistentă, mă scuzați, dar dumneavoastră aveți copii? Ce spuneți? Aveți copii? O, doamne, dar ce chip de vorbă mai aveți? Am, o fată și un băiat. Fata are 18 și băiatul 27. Ce mai vrei să știți? Mari. Aveți copii mari? Da, da. Da. Mă scuzați, doamna asistentă, ce etate aveți? Mai sunt așa tânăr, am 55. 55? Da. 55 făcuți în septembrie. În septembrie? Ca Virgil, cumnatul meu, numai că el a făcut 68. Pe cât septembrie? Pe 1 septembrie. El pe 21 sau 27. Hai, tataie, că am ajuns la hotel. La chirurgie? Cu accidentul? Sunteți cu accidentul de la Săftica? Nu, noi suntem cu altceva acasă. Bă, noi ne-a trimis pentru niște analize. Deci dacă nu sunteți cu accidentul, nu am cum să vă iau. Mergeți în altă parte, că la noi nu mai e loc. Nu, bă, noi ne-a trimis de la Sfântul Spiridon pentru niște analize. Da, măi, femeie, dar n-are cine să se ocupe de voi. Înțelegi? Efectiv. Ți-am spus să-l scoți? Hai, bagă-l înăuntru și mută mașina. Și voi ce vă țineți pe mine? Hai, vezi că ți-a venit un client. De la Săftica? Ce faci? Hai să vedem. La chirurgie e plin. Nu mai e loc nici la 1, nici la 2, nici la tata, nici la mama. Mergeți în altă parte, vă rog frumos. Noi mergem la Funden, nu stăm. Păi și de ce nu mergeți la Funden? Mergeți la Funden. Ce nu se înțelege din ce spun eu aici? Ei, n-avem treabă la chirurgie, mergem la tomograf. Ce tomograf, domnule? Ia dă fișa aia încoace. Ce dracu fac acum? Pistele, mă zic să-i fac. Bă! Ia veniți în pace. Dați-l jos și băgați-l la medicală. Hai, domn șofer, nu stă, că timpul nu stă. Hai, jos chiul rapid. Hai, mută și tu mașina asta mai repede. Te rog să ștergi locul ăla unde a vomitat. Mai eu zic. Stai, bine, tata, nu te mai hâțână. Ușor, ha? La o parte, la o parte, la o parte, la o parte. La o parte. Încerc, încerc.
Cât mai puțin dacă ne lăsați și pe noi? Un pic, mulțumim. Acum, hai. Ușor, 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 ușor. Pentru o hemogramă. Aștept aici pe hol. Da. Leo. Ce faceți? De ce nu intrați? Mi-am zis să aștept puțin. Intrați, doamnă. Văd că aveți o urgență. Nu știu, să intre domnul Cri de la salvare. Desigur, doamnă. Sunt să mai ajutăm. Intrați. Cum vă simțiți, domnul Remus? Mă dă la capul, la tâmple. Aha. Dar de băut, de ce ați băut? Băgați-le înăuntru. Ia, puteți pe picioare, doi pași? Ușor. Să încerc, oh. Așa. Gata, gata. Stați jos aici, că ne stați în drum. Stați aici, da? Ia. Ies aici, pe hol, la băncuță. Bine. Ia uitați-vă puțin la mine. Să știți că nu-mi place ce văd. Dimineața vomezi continuu. Ce spuneți? Vomați dimineața? Nu. De dimineața vomezi continuu. Bine. Vedem imediat. Dar mai întâi noi o să vă luăm niște sânge pentru analize. Ajută-l tu să dezbrace. Da. Stați aici. L-ai înregistrat și pe ăsta de la salvare? Atunci să vii să iei hemogramă, proteine și transaminaze. Și să-i pui și o branulă. Trebuie să-i facem și o tomografie, doamna doctor. Și mai eu. Da. Hai, dragă, vii? Da, da. Stai să vă ajut eu aici. Ia uite. Și sunt de șoferat de ulcer. Dați voie? Să vedem aici. Să știți că am să vă iau tot din partea aceasta. Pic. A, atât. Ac, băutura asta, ce nu vă mai săturați de ea? De ce beți dacă sunteți operat de ulcer? Ei luau mai mult că vreau să-i dau să-i facă și un onogram. Da, da. Hai. Hai sus picioarele. Hai, 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 sus, sus. Ce, dreptul merge mai greu? Da. Capul într-o parte. Aici nu e nimic. Nu mă influențează la băut. Ce spuneți? Nu mă influențează câteodată. Nu înțeleg ce spuneți. Cine nu vă influențează? Eu când l-am palpat la el acasă, i-am simțit abdomenul dur. M-am gândit că poate e de la colon. Au. Nu e colonul. Ficatul e. Uite-te la el ce galben e. Ficatul e cu probleme. Ați vărsat cu sânge? Nu, doamnă. Doare aici, nu? Nu mai apropiat, da. Dar scaunul negru ați avut? Știți ce e ăla, nu? Melenă. Spun un lucru și nu vreți ca să pricepeți. Aoleu, aveți melenă? Da sau nu? Nu.
Nu e stomacul. Ți-am zis că mă doare la capul. Se poate să lăsați nervii cu mine? Vă rog. Nu știu ce să zic de tomograf. Azi mi-a rigat destul de prost. Și cât asta s-a așteptat să elibereze, mai bine vă repeziți până la filaret. Spune că doare capul, spuneați. Ce ziceți, vă doare capul? Da, da, doare capul. De fapt, noi ne-am dus la adresă că ne-am gândit că poate să fie și o meningită. Nu, nu cred. Ia uitați-vă aici la lumină. Vă deranjează? Ha? Nu. Nu vă deranjează lumina. Unde vă doare capul? Aici, la tâmpă. Aici? Da. Și aici? Da. Da. Ia ridicați mâinile. Of, cât de rele mai sunteți toate femeile astea. Ia, stați așa. Uitați-vă la mine și nu mișcați. Ia strângeți-mă de mâini. Tare, 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 tare. Cu dreapta atât puteți? Da. Atâta. O să-l îmbraci. Cheamă-l, te rog, pe Popescu de la neurologie. Imediat. Hai repede. Mă ocup și de dumneavoastră imediat. Așteptăm. Da? Nu mai puțin. Alo, Dragoș? Hai, te rog, până la mine. Da, e urgent. Un bărbat de 62 de ani. Hai, mă, zău așa. Nu pot să vorbesc. E, uite, nu pot. Poate, da, dacă îmi vii cu trandafiri. Hai, te aștept. Ia să vedem. Îi pun și haina, doamna doctor? Nu. Întindeți-vă acolo că vine să vă vadă un neurolog. Hai, vă rog. Așa. Haideți să luăm cu EKG-ul, doamna Sandu. Deci, în primul rând, aveți o hipertrofie ventriculară stânga, adică aveți tensiunea mare. Nu e grav, dar aveți grijă cu efortul. Ai văzut? Spuneți-i dumneavoastră, doamnă, că eu unul, dacă îi spun, zice că sunt prăpăstios. Și aveți un început de calcifiere pe aortă. Bine, stai acum. Întâi să te vadă și pe urmă te duc când ieși. Aici nu e nimic, nu? Eu o să vă dau acum un tratament și v-aș ruga să-l urmați ca la carte. Dar în același timp merge să vă vadă și medicul de familie. Cel puțin o dată de două ori pe lună. Acum, nu mai aveți voie. Sare, grăsim, efort, cafea și alcool. Gata, s-a terminat cu asta. Treceți pe regim și pe repaus. Noi am luat bilete la băi. Credeți că se agravează? Repaus nu înseamnă imobilizare. E foarte bine că mergeți la băi. Da, facem 40 de ani de căsătorie și am zis să mergem să sărbătorim undeva frumos. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Deci ziceți, doamna doctor, care-i inculpatul? Mi-a adus trandafiri? N-am găsit, dar ți-am adus un mare. Vai, mersi. Hai să ți-l arăt. Hai. Asta e loc de jute, nu l-am plin. Hai. Uite aici. Îl doare capul și are un început de pareză pe partea dreaptă. Are și un fel de dizartrie, dar e băut și nu știu. La tomograf este teoric, e congestionat. Apropo, știi ce-i sus la chirurgie? Abator. Are ficatul mărit și dureros și e musai să facă tomografie. Să facă de peste vreo 3 ore. Spuneți-mi și mie, cum vă numiți? Lăzărescu Dan Teremus. Lăzărescu Dan? Lăzărescu Dan Teremus. Doamna doctor, ce s-a întâmplat, domnul Lăzărescu? Ce vă supără? Doare capul dimineața. Azi. Vă doare capul dimineața? Dar cum s-a întâmplat? V-ați lovit? Când am ajuns la el acasă, era căzut în cadă. Nu m-a lovit. Am lunecat în baie. Nu v-ați lovit. Ia spuneți după mine. 33 de cocostrici pe casa lui Cogălnicianu. 33 de cocostrici pe casa lui... Spuneți portocală. Portocală.
Simțiți la fel? Da. O să vă rog să urmăriți cu privirea degetul meu, da? Cu privirea. Jos. Vedeți bine sau vedeți dublu? Bine. Lăsați ochiul liber, vă rog. Acum o să vă rog să duceți degetul arătător al mâinii stângi pe nas, așa cum fac eu. Și degetul de la mâna dreaptă. Strângeți-mă, vă rog, de mâini. Da. Întindeți mâinile, vă rog. Închideți ochii. Gata, deschideți ochii. O să vă rog să ridicați brusc genunchii. Amândoi odată când vă spun eu. Acum. Haideți, ridicați-vă, vă rog, și faceți câțiva pași. Dar nu cred că poate. Hai, domnul Remus, că puteți. Haideți, haideți, vă rog. Hai înapoi. Ia spuneți-mi, ce ați făcut azi dimineață? Eu am trezit la 6 dimineața. Așa. Am trezit o durere de cap. V-ați trezit cu o durere de cap? Dar de băut ați băut? Am luat distonocalm. Sâmbătă dimineața m-am întors. În piață ca să schimb semințele. Înapoi. Să schimbați semințele? Ce semințe? În loc de ghețișoare, mi-a dat cason. Și mă duceam să-mi deie banii înapoi de ghețișoare. Era un om cu mustațele. Da? Ce e ăsta? Adică? Adică ce e ăsta? Cum se cheamă el? Ce, mă întrebați pe mine, nu-i așa? Cum se numește acest obiect pe care am eu la mână? Dacă știți de ce întrebați, e ora exactă ca la radio. Ăsta ce e? Un scriitor. Ziceți că l-ați găsit în baie? Da. Eu când am ajuns, vecinului tocmai îl scotea din baie. Păi nu știu cum să facem. Îmi trebuie neapărat o tomografie craniană. S-ar putea să fie un hematom, dar s-ar putea să fie și altceva. Pe noi ne-a trimis de la Sfântul Spiridon pentru sânge și tomografie. Da? Da. Păi v-a trimis degeaba, că tomograful e full. De acum înainte, 3 ore nu aveți loc. Și chiar dacă aș face loc la neurochirurgie, iarăși full. Adică foc continuu, ca la electroputere. S-ar putea să aveți o problemă la cap care trebuie operată. Un cheac de sânge pe care trebuie să-l dăm afară. Ați înțeles ce am spus? Spuneți, ați înțeles? Lăzărescu, hemograma și calciu. Transaminazele și celelalte mai durează. Da, mersi. Cam asta e. Îi trebuie neapărat o tomografie ca să știm exact despre ce e vorba. Și mă tem că nu poate aștepta. Păi atunci să-l ducă la Filaret. Mergeți cu el la Filaret, că au și tomograf și neurochirurgie. Ia uite ce e aici. Ia uite și potasiu. Ia uite și glicemia. Păi asta e. Îl iei și îl duci la Filaret. Bine că ți-arde de joacă. Doare? Măi, Dragoș, eu sunt totuși rog pentru o tomografie. Dă-o încolo, că e vorba doar de câteva minute. Sună. Mai trebuie să așteptați un minuțel să vedem cu tomografia. Eu nu sunt laș, doamna doctoriță. Ce spuneți? Eu nu e frică de operație.
Operația asta e foarte simplă, e ca o apendicită de ușoară. Eu am făcut operație de ulcer și nu e frică. Sunteți operat de ulcer? Păi dacă sunteți operat de ulcer, e și mai simplu. Bombele au prins în casă, la etaj. Bombele? Ia, scoateți limba, vă rog. Da. Ați făcut războiul? În Pașpa au bombardat americanii Ploiești, Bucureștiu și Brazii. Aha. Noi eram la Brazii. Eu și Efelina am putut. Dă-mi mie. Alo, domn doctor Giuni. Hai mă, nu faci tu un efort acolo, că avem nevoie de o poză rapidă. Aha. Și după ce termin cu ăștia? O craniană și o hepatică. Și dacă ziceam că e un plus, soacra mea mă servei? Din dragoste pentru Gina. Nu știu dacă e hematom sau dacă se leagă cu ficatul. S-ar putea să fie un neoplasm. Ești un băier. Să trăiești. Vreslașul. Hai, lasă că e băia bună. Deci s-a rezolvat, da? Fuguța la tomograf și spuneți domnului doctor Breslașu că veniți din partea mea, adică Dragoș Popescu. Hai că pe domnul pacient a luat somnul. Ia uite, doarme. Păi ce faceți, doamnă Bubulină? Ce mai așteptați? Repede la tomograf. Da, da, și avea și nevoie de un colibil, că mă cam înțeapă bila. Auziți? Nu aveți un colibil pe aici? Cum e aici de la salvare? Hai. Alo, domnul Flăcăi care ședea la taclare. Hai că avem o sarcină. Da? Da, telefon. Da. Da, hai că vin acum. Eu am plecat, mi-am oră. Îl cheamă în țara subdrapea. Pentru că ai dus la tomograf cu doamna de la ambulanță? Nu, pentru că am o urgență. Da, am trebuie să duci? Dacă am o urgență, înseamnă că trebuie să mă duc la urgență. Știți unde e tomograful? Dar nu l-a prins la dumneavoastră? Nu prea cred. Că dacă e hematom, o să-l luați frumos și o să-l duceți la Filaret. La noi amândouă linile sunt ocupate cu accidentul ăla de pe DN1. Poate s-a eliberat. Hai să ne întindem dacă se poate, da? Eu am plecat, la revedere. Parafa. Parafa și pixul. Hai, sus la tomograf și aveți grijă să nu pierdeți pe doamna asistentă pe drum. Ia uite că s-a trezit. La dimineața. 19 noiembrie. Ce asta, Scorpion? Da. Ca frate-mi. Hai că vă așteaptă sus. Nu cred că trebuie să mai așteptați după restul analizelor, că e destul de clar. Tomograful e la 4, dacă nu știți, dar oricum știu băieții. Hai. Cine urmează? Hai, n-am. La revedere! La revedere! Unde vrei să plec? Stați aici? Nu pot să ridic. Asta zic și eu. Știți unde sunteți? Mergem să vă facem o tomografie, să vedem dacă nu aveți ceva la cap. Doamnă, dumneavoastră aveți pe vinoncoa aici la mine. Bine, stați acolo cu minte și nu mai vorbiți. Mai aveți nevoie de mine, că m-aș conduce la mașină. Nu, nu. Vine cu Virgil. Ce spuneți? Vine cu Virgil. Abar n-am. Cine-i Virgil? Virgil Muscalu. Nu știu, domnul Lăzărescu, nu înțeleg ce ziceți. Ziua așa, îmi pune și mie astea niște întrebări. Soțul al doilea la Eva. Soțul al doilea, nu înțeleg. Vine cu rapidul sau cu scelera? O, doamne, cu ce ți-am greșit. Dacă mai vorbiți, să știți că vă pun ui o coplas pe gura, ați înțeles? Gata. Mariana. Ce faci, fata? Hai să te pup. Ești cu treabă sau ai venit să mă vezi în acțiune? Uite, dragă, ce noroc am. Uite de ce bine arăți. Mi-e fată, nu mă ajungi pe mine să-l internez pe un bolnav. Mă plimb cu el de la 10.
Stai puțin. Da. Dar tu nu lucrai în partea alaltă, la remeneu? Nu, dragă, la tomograf am văzut timpul. Stați minute și nu vă mișcați, da? Ia zi, care-i treaba? Sunt cu dumnealui pentru o tomografie. A vorbit doctorul Dragoș Popescu cu ăsta al tău. Hă? Păi și? Hai că nu să zic. Hai, ia și asta. Hai. Hai să se rezolvă. Vedem acum la tomograf. Am și eu soția trebuie să... A, Mariana! Taci, pătă. Auzi, mi-ai primit invitația de la Doina. Cum ți se pare ca și înși pe urmă masa la Inter? E cum să mi se pare, fată, scump? Nu cred că pot să-mi permit, serios. Da, ai văzut ce noroc pe Fisa? Știi cât o să-mi genesui senator la PSD? E ce să spun, mare izbânde. Hai că nu-i rău, recunoaște. Acum trebuie și tu să te coafezi, să te dichisești, nu? E, lasă cu afară, că nu m-am terminat de făcut rochia. Uite, știu ce cer că ne-am de două săptămâni încoace. Vezi că poate dai de un grancur de ăsta pe acolo. Ca și fată că-s femeie măritată. Pe Cătălina tău când are de gând sensoare? Nu știu, dar e familia lui, viața lui. Dacă îi place lui așa în concubină, nu știu. Măi, mior. Atâta vreme cât se iubești, să înțeleg, eu zic că ca și cum ar fi cununat cu acte, zău, pe cuvânt. Așa ziceam și eu, dar e ciudă că nu pot să o văd eu de câte ori vreau pe asta mică pe Mihaela. Tu nici nu știi ce nepotrivire de caracter am cu masă. Nu merge, că îmi arăți foarte bine. Și mie, cum faci? Iată, n-am ce fac. Fac un tratament cu lăptișor de matcă, dacă am înțeles ce vreau să zic. Păi nu ziceai, fata, că ești femeie maritată? Faci, fata, că bărbat mi-e matcă. Hmm? Atunci n-am făcut nimic cu tine. Eu te credeam așa, mai feministă. Ne deschide și nouă, doamnă, că s-a terminat. Da, imediat. Stai așa. Hai, băieții. Nu-ți-a spus, ai încredere, că o să fie bine. Hai, 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 nu. Ține-te, hai. Bună seara. Deci dumneata ești unchiul la soacra lui Dragoș. Niște analizare? Da, poftiți. Dar domnul a servit ceva în seara asta. Sigur că da. Am cinstit un sauvignon. Cum spuneați că vă cheamă? Lăzărescu Dante Remus. N-am înțeles. Încă o dată vă rog și mai cu nerv. Lăzărescu Dante Remus. Lăzărescu Dante Remus. Dați-mi voie să-l înregistrez. Ai un nume important, nenea Lăzărescu. Noi acum o să-ți facem o poză la tomograf. Ce zici, te bucuri? Deci, tataie, ceva e stricat aici, dar ai ceva și aici, pentru că așa zice la analize, înțelegi? Hai că o să meargă repede, că se sare peste contrastul. Și o să avem o poză la pateu și una la mansardă. Ține asta. Ia spune, domnul Dante, te doare ceva acum? Mi s-a umflat burta la spate. Cum ai spus? Ce zice? Îl doare burta. Noi l-am luat de acasă cu grețul și cu migrene și zice că îl doare capul de dimineață. Vecinul care l-a găsit zice că a vomitat cu sânge. Ar fi fost cojițe de tomate. Nu, că zicea că a vomitat cu vinișoare. Definește vinișoare. Nu știu, așa a zis el. Hai să-l dăm pe tobogan. Da, domnul doctor. Ușurel, tataie, nu te speria că nu se întâmplă nimic rău. Ceva metale pe dumneavoastră? Mm. Lănțișorul rămâne. Bănuți în buzunare? Cureaua o desfacem puțin, da? Nu poți să mă ajungi și pe mine să-l las aici la voi să-l internez? Stai puțin să terminăm cu tomografia. Hai cu rezolvul. Dă-mi și mie voie. Am și eu o rugăminte la dumneata. Să nu te miști, că iese poza mișcată, da? Dacă îți vine vreo idee și vrei să-mi transmiți ceva, vorbește aici, în microfon. Mai dă și mie alea. Care, domnul? Asta. E frig, e... Păi și eu ce să-ți fac? Aleargă și mata puțin pe loc ca să te încălzești.
Scrie aici că ai făcut glucoză, că l-ai ridicat. Ai făcut glucoză? Băi, săracul era foarte slăbit și pierdut. Și am făcut și alt bocal. E rece. Dacă e vreun accident vascular cerebral. Dar i-am făcut și la Sfântul Spiridon. Păi asta schimbă radical situația. Hai să mai facem și noi patru. Domnul doctor a făcut pe el. Vreau la toaletă. Așa, tata, e bravo, să-ți fie de bine. Vreau la toaletă. Da, la asistent. Hai, nu te mai forța că poate te scapi și pe partea aia altă. Da, vreau să-mi dați... Tataie, acum te-ai pișat pe mata, ne facem și noi poza acum și pe urmă ne schimbăm, da? Pijamaua că sunt... Lasă pijamaua. Întâi ne facem poza la tomograf și pe urmă ne schimbăm. Pe urmă dați-mi pijama. Vreau la toaletă. Tataie, fii atent puțin, fii atent puțin la mine aici. Mergem la toaletă, dar mai întâi ne facem poza și pe urmă mergem. Vreau să mă spăl că sunt... Hai să-i dai ceva de schimb, că eu n-am ce să... Da, domnul doctor, am pijamaua lui. Dar la toaletă vreau să... Hai, băi, ia veniți în poate. Hai, ajutați-o pe doamna să-l schimbe, să... În tot, hai. La toaletă... Și când... Ușor... Ușor... Picioarele... Ce ai făcut, tata? Te-ai scăpat pe mama ta? Doare... Ce e acolo, frate? De ce n-ai spus? De ce nu ne spui, bre, că ai varice sparte? Ai vrut să ne faci o surpriză? De ce? Ușor... Hai, lasă-mă să-ți dau chiloții ăștia jos, că sunzi. Hai. Nu te mai rușina atât, dacă am văzut mai mult. Încet, încet, piciorul, ușor. Ușor un pic piciorul. Cu atenție să-i ridică. Încet, încet, încet. Iartă-mă, scuză. Ușor, ușor. Hai, aici. Hai, te mai învăita așa ca o babă. Încet, rog. Hai, gata, urcați-i la aparat. Stați, măi, copii, stați. O secundă, domn doctor. Ah, și mâinile astea de mele, gata. Mă hopa sus. Atenție la cap, ușor. Mai sus. Așa, ușor, ușor, ușor. Gata, domnul doctor. Gata, tataie, mulțumit. Ai văzut că s-a rezolvat. Ai făcut pipi, te-a schimbat, ți-a pus pijamaua. Nu mai durează mult. Și dacă-ți mai vine să faci ceva, te abții, te rog eu frumos. Hai, că mai durează 5 minute și gata. Hai, Mariana. Vezi că-ți pierzi documentele. Da, nu e al meu. Al domnul Lăzăresc. Gata, țineți ochii închiși și stați nemișcat, da? Ochii închiși. Era pe aici, pe undeva, dar nu știu unde am pus-o. Stai, dă-te. Uite. Nu asta mare, dacă se poate. Hai că te-am umplut de boarfe. Aici. Bun. Mariana, iubito, mai aduci mie un frappuccino. Și adu-mi și pentru doamna de la 96.1. Sunteți drăguți. Fără zahăr? Fără, fără, fără. Ce spuneți? Domnul Lăzărescu? Dacă ne mișcăm, n-am făcut nimic. Nu respirați acum ca să începem lansarea pe orbită. Atenție, da? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și o luăm de la cap și ne mai oprim la Stalingrad. Cafeaua aici, domnul doctor. Ce hai că la cap ne-am lămurit. Dacă e anticoagulante pentru varicele alea, heparină, sindrom, epa. Nu, pa, pa, pa. Și revenim. Mariana, du-te, te rog, și așează-l pe domnul pentru abdomen. Da. Ați auzit ce-am spus?
Hai, ajută-mă să-l ridic. Îl ridicăm puțin. Ușor. Așa. E bine, da? Hai că terminăm imediat. Gata, ne întindem la loc. Încet. Ușurel. Încet, încet. Gata. Și ținem mânuțele după cap, da? Și cealaltă. Nu ține-l, poate, tu, da. Ține-l tu, că moale. O să le prindem puțin acum, da? Așa. Gata. Închidem ochișorii. Închidem ochii. Așa. E, și iată că domn doctor a avut dreptate. Neoplasmele astea sunt de dat pe Discovery. Merită un instantaneu, nu? Zâmbiți, vă rog. Țac. Și eu m-am gândit că trebuie să fie vorba de un cancer ceva. Eu te-a sfătuit pe dumneata să mai subțire cu diagnosticele. Vezi mai bine cum faci cu glucoza aia. Glumeam. Acum se prezintă domnul nostru Lăzărescu. Puteți să-i faci injecție și cu compot tot aia. E halidă brădiște tăiță. Clișo mai durează până în seara. Mariana, dați-l jos. Doamna asistentă. Da, domn doctor. Aștept să iei clișeele și îl duci rapid la neurochirurgie, să-i dea gaură în cap cu bor mașina, da? Da. Da? Da, domn doctor, am înțeles. La neurochirurgie. Mariana, vezi că te-a așteptat un client aici. Da, mulțumesc. Alo, Mariana. Te duci cu el întins la Floreasca, Bagdasar, îți alegi tu și să-l bagi în sală și să ți-l opereze urgent și instantaneu. Da, ce e? Ăia de jos, nu ți-au dat o trimitere? Ba, da, la Filaret. Foarte bine, îl duci la Filaret. Tot de pe DN1? Timp? Domnul, tot de la accidentul de la Săftica vine de pe DN1? Nu știu, m-au trimis din triaj. Cam asta e. Trebuie operat rapid. Domn doctor, dar nu se poate să-l opriți aici la dumneavoastră ca să-l opereze? Dacă tot i-ați dat pijama, îmi dau și linguriță. Da, domnul doctor, chiar așa nu putem să ajutăm și pe săraca. Ia uite la ele, m-au încercuit. Unde să-l opresc? Tu nu știi că la neurochirurgie e plin ochi? E plin ochi la neurochirurgie. Ăsta îl duci la Filaret, operat repede și salvat ca să poată după aia să moară acasă de cancer. Vă rog eu frumos, domnul doctor. De ce ești tu aici cu șurici? Așa mă știi tu pe mine? Păi dacă puteam să-l opresc, nu-l opream. N-au scris urgență, că trebuie operat de urgență. Ia, dă-mi voi. Ce face domnul doctor? Unde îl ducem? Spune-i că este vorba de un hematom subdural cu hipertensiune intracraniană. Îmi rămâi datoare pentru asta. Dacă se rezolvă? Dacă se rezolvă, îmi rămâi datoare, punct. Cât? Și dincolo? Am înțeles, mersi. Ghinion, doamna asistentă. Amândouă sălile sunt ocupate și nu sunt șanse să elibereze înainte de ora 10. Du-te și așează-mi-l și mie pentru cervicală. Dacă vrei, ți-l ții aici și ți-l duc direct jos la crematoriu, că tot zice că e frică. E plin la neurochirurgie. Gata, time out. Hai, dă să-ți semnez parafeza. Tot în regulă.
Am alergat toată noaptea cu el. Exagerez puțin. Noaptea de-abia a început. Mă gândeam și eu că dacă vorbiți dumneavoastră la neurochirurgie, poate să rezolve, știți? Uite că nu s-a rezolvat. Eu zic să o iei din loc, că moare pe drum. Hai, mi-a părut bine de cunoștință. Vezi să nu le strici. Pare rău. Hai, baftă. Hai, hai, hai pe aici. Miora. Stați acolo liniștit, că de-aia vă e rău. Dar dacă vă vine iar să vărsați, să-mi spuneți. Înainte cât de supărai, îți spuneai cinstit. Pui de lelele. Ce zice? Face, hemică. Nu înțeleg. O să vă fac un calcul, domnule Zărescu. Medicație, percuzile, costă 500 de mii. Consultația așa 500, tomografie 2 milioane, internare, pat, masă, alți bani. Cum vi se pare? Mi-e sete. Vedeți cum vă fofilați? Stați așa că mai e și mașina. Benzină, garaj, o bucșă, o aia. Dar noi ne plătește așa cum ne plătește. Mi-e sete, oameni. Iar mă înțeapă pila. Vă dați seama ăla șoferul pe autocar? Ce nenorocire! Da, până la urmă citesc numai vreo 11 morți. Stați așa, uitați că am eu apă aici, dar-i plat. E bună. Hai, două încoace. Ia. Da. Dar tu nu te-ai gândit și tu, sensori? Ce-ți place așa, burlac? Lăsați-mă în pace, că de-abia am divorțat de un an jumătate. Hai, lasă-mă. Da. Pe ce, tu ai fost căsătorit? Și am și o fetiță de 2 ani. Ha. Nu-mi vine să cred. Nu știu, dar sunteți și voi o generație anapoda. Tu ai divorțat deja. Fiul meu a făcut deja un copil și trăiește așa cu nevastă sa, necăsătoriți. Zău așa. Suntem și noi pe aici. Și fiul meu are o fetiță, Mihaela. Eu îi spun Mica. Dar să știi că chiar n-aș fi zis că tu ai fost însurat. Păi vedeți? Cum o cheamă pe fetița ta? Gianina. Gianina. Ce nume frumos. Și e și frumoasă. Îmi caua tata să mănânce pe ea de copil. Are ochii căprui ca mine. Să nu te superi pe mine că spun, dar nu e bine că ai divorțat de fosta ta nevastă. Pentru copil nu e bine. Bună seara! Am venit cu un bolnav de la universitate. Da, băgați-l înăuntru. Haideți! Auzi, ai știut, doamne. Știi ce am uitat? Așteptați că vine imediat. Se întoarce. Lăsați cu minte că acum terminăm, da? Ce-i cu dânsul? Ce are? Pentru la neurochirurgie, cu un hematom subdural. Ține cine e fișa. Încep să văd că a făcut pe el? Da, acum a făcut. De la 10 tot alergăm cu el. Ați făcut pipi pe dumneavoastră? Ia spuneți, ce-ați pățit? Am o durere la vârstă între noi doi. Înțeleg ce spuneți. Corina, ai terminat acolo? Da, da. Am și eu tensiune aici. Ați făcut pipi pe dumneavoastră. Hai, ușor, ușor. Ușor așa, nu ne grăbim. Încet, încet. Așa.
Gata. Aveți rece la mâner. Am rece la mâner? Venim de la universitar, de la tomograf. Acolo e plin de la autocarul la care s-a răsturnat și ne-au trimis aici. A vomitat și are migrene. Și nu era mai bine dacă l-opreau și l-operau acolo? Nu cred că avea acum sau decât o linie de gardă pe neurochirurgie. Înseamnă că fi fost ocupată. Au două linii pe neurochirurgie. Eu știu de una singură. Trebuiau să vă trimită la Bagdasar, că ei sunt spital de urgență pe neuro. Așa e, Bagdasarul e numai pe neuro, dar dumneavoastră trebuia să știți asta. Trebuia operat imediat, ce mare lucru. Domnule Zărescu, mă auzi? Știi unde ești? Uită-te la mine. Ia, uită-te la pixul meu. Făcut lucru mare la mine. Urmăriți cu privirea pixul. Da. Ia, uite ce v-ați mai murdărit. De când e confuz așa? Asta deja e al treilea spital. A Sfântul Spiridon mi-a spus că e beat să-l duc la universitate, la tomograf și de acolo ne-a trimis aici, la dumneavoastră. Unde locuiți? Mare, și așa-l faci. Mureș. Locuiți în București. Doamna de la spitalul de urgență, doamna Cărunte. Da, nu prea reușim să comunicăm. Are și neoplasia la fica. Trebuie dus direct și operat, domnișoară. Vă deranjează că-l consult? Doamne ferește. Dar scrie rezultatul acolo și aveți și clișeele de la tomograf. Pentru că dacă vă deranjează, o să vă rog să mă lăsați să-mi fac datoria și să așteptați pe hol. Da? Mă scuzați, domnișoara doctor. E ora 3. 3 și 20. Noi suntem serviciu de ambulanță. Mai sunt și alți bolnavi. 110 pulsul. Eu nu știu de ce vă mirați așa. Ce lucrați de ieri în ambulanță? Nu știți că în spitale se mai și așteaptă? Doamna asistentă, nu știu. Face la baie. Lucrez de 16 ani, dacă asta are importanță. Atunci ar fi trebuit să știi. Domnișoara doctorul îmbrac? Da. Despre ce cancer l-a ficat vorbim? Are biopsia făcută? Proces înlocuitor de spațiu. Știți ce e asta? Cunoașteți terminologia de specialitate? O să vedem la biopsie dacă e cancer sau nu. Mulțumesc, domnișoara rezidentă. Mai dați-mi o lecție de medicină. Vrem toată noaptea. Mănâncă la șale. Doamne, Maica Domnului, dar are toate analizele făcute la universitate. Uitați-vă în fișă. Haideți să vă explic cum stăm. E ora 3 și suntem și noi obosiți. Voi le știți pe ale voastre, noi le știm pe ale noastre. Și te rog să nu mai iei pe mine de sus cu rezidențiatul. Unde-i voi? V-ați mai revenit? Da, foarte bine. Cu cine sunteți? Cu cumnatul. Cu cumnatul. Haideți că vine acum cumnatul și mergeți acasă, da? Domnișoară, vă rog, e frumos să ne grăbim puțin. Nu ai altceva de făcut? Ia gândește-te. Ai făcut intrarea? Uite, doamna asistentă te așteaptă la birou să-i faci intrarea. Văd că vreți să vă faceți ambiția cu mine. Este ta, domnule, gata? Nu vorbiți așa. Eu am un copil de vârsta dumneavoastră. Te rog, nu mă plictisi cu chestii din asta. Ați învățat toate să vă dați cu părerea. Are cineva un încărcător de Nokia? Nu. Hai? Dar ce-i cu mirosul ăsta? Deschideți un geam ceva. Domnișoara Corina, deschide geamul. E blocată, s-a domnul doctor. Dar nu vă deranjează la ce-i cu asta? La dozunei de la universitar. E un hematom subdural cronic. Dar ăsta a făcut pe el, că de la el miroase așa. Oia de la universitar nu te-au stil de spălat, curat? A făcut în mașină, domn doctor, pe drum de la universitar încoace. Trebuie operat de urgență la cum arată. Hai, opa, sus, copăcel, bravo! Așa, mergem în cer, nu ne grăbim. Hai. Laura, tu ce mobil ai? Parcă tot Nokia, nu? Nokia, da. E așa ca al meu, modelul ăsta? Da. Nu-mi dai și mie bateria ta puțin? Mă dai imediat. Nevastă mai a plecat cu fiul la Emilia Hricloane și trebuie să o trezesc. Să nu uite să coboare din tren, știi? Puteți vorbi de pe asta. Nu, bateria. Serios, nu e nicio problemă, vorbiți liniștit. Hai că-l dau scurt atunci. Și doamna asistentă s-a apucat să ne dea lecții pe aici. Îmi pare rău, i-am spus doar că trebuie operat. Și cine decide ce trebuie? Ne-a dat sau medic specialist? Ai domnul doctor de la universitar. Deci un medic specialist. Da, domnul doctor Brezlașu de la universitar mi-a spus că trebuie operat. Și domnul medic Brezlașu ce este? Specialist. Poftiți buletinul. N-are semnal.
Poți să-l țin să încerc mai târziu? Da, normal. Mersi. Cu cine a venit? Cu mine. Nu, doamna asistentă, are aparținător, nevastă, soră, amantă? Are o soră care vine mâine de la Târgu Mureș. Aha, deci n-are. Ia, fiți puțin atent la mine. Hopa! Așa. Vin aici ca să mă urmăriți mai ușor. Mă numesc Mirica și sunt neurochirurgul de gardă. Să vă pun în temă. Există indicii de hematom subdural la dumneavoastră, așa cum arată tomografia. De asta ați avut vărsături, de asta vă doare cap. Am o durere de la ulcer la cap. Da, la cap, dar nu e de la ulcer, e de la hematom. Așa e și e normal. Deși vărsăturile s-ar putea să fie de la ficat. O durere de cap și burta mea, domnule. E foarte bine că tonusul dumneavoastră e bun, dar nu vă mai agitați și vorbiți că nu înțeleg ce spuneți. N-ați intrat în comă, nu sunteți letargic, vă e puțin somn. Și mie mi-e. E 3 și 35. Aveți rude? Am ulcer. Are o soră, v-am spus. Trebuie operat de urgență, care dizartrie. Așa mi-a spus domnul doctor Breslașul de la universitar. Și uitați că are și o hemipareză pe partea dreaptă. Incredibil, nu? Eu am crezut că domnișoara doctor exagerează, dar văd că nu. Chiar nu ne respectați deloc. Îmi pare rău, dar eu tocmai asta am spus, că trebuie să ne grăbim cu el, suntem pe drum cu el de la 10. Ei, nu mai spune. În primul rând, ar trebui să-ți înveți lungul nasului și să ne lași în pace, să ne facem meseria. L-am dat afară, domnișoară. Ce Dumnezeu? Suntem aici cu toții cadre medicale, nu se face. Nu, suntem cadre medicale de calificări diferite, doamna asistentă. Nu se poate să mă învățați dumneavoastră pe mine, pe un medic, procedura. Pentru că asta se cheamă impertinență. Uite, și din acest moment, dacă vreți să mai rămâneți aici, v-aș ruga să nu vă mai aud. Dacă nu, puteți să așteptați afară pe hol. Puneți-mi parafa și am plecat. Cum a spus? Dacă îmi puneți parafa, plec. Asta parcă tot medicul hotărăște când pune parafa. Văd că trebuie să repet, doamna asistentă. Deci, ori taceți din gură, ori mă lăsați să-mi văd de treabă, ori exit afară pe hol. Deci, aveți un hematom subdural cronic care trebuie operat. Adu-mi, te rog, un formular de consimțământ. Delia, completează tu un formular, te rog. Trebuie să operăm hematomul ăsta, dar pentru asta am nevoie de semnătura dumneavoastră, că sunteți de acord și că vă asumați toate riscurile care decurg din această operație. Bun. Acum, știți ce e acela un hematom? Da, am o fânătaie. Cum a spus? Fânătaie. Da, exact. Este vorba despre un vas care se sparge și sângerează între dura mater și arachnoidă. Se creează o presiune, de fapt o apăsare pe trunchiul cerebral. Și aici intervenim noi. Dacă nu intervenim, e letal. Însă intervenția nu e... Domnul doctor, scuzați-mă, să fiți atent la căruciu. Da. Deci fiți atent la mine. Intervenția nu e lipsită de riscuri și e de datoria mea să vă informez care sunt acestea. Există colegi care procedează și altfel, dar mie nu mi se pare onest. Bolnavul trebuie corect informat. Pentru că așa e corect. Da. E o problemă de mortalitate. Haideți, fiți serios, păi se moare de la apendicită? E ca apendicita. Există riscul să rămână pacientul paralizat. Asta da, pierde controlul asupra membrelor. Nu e o paralizare la mână aici. Nu vreți să paralizați? Păi cine zice că paralizați? N-auziți ce vă zic eu? Există riscul. Și pentru asta bolnavul trebuie să semneze declarația de răspundere. Trebuie să vă duc... Nu, ia fiți atent la mine, fiți atent. V-ați îmbătat, că uite mirosiți, ați căzut, v-ați lovit la cap și ați făcut un hematom. Noi acum o să-l scoatem de acolo, dar pentru asta am nevoie de semnătura dumneavoastră. Ce spuneți? N-am înțeles. Trebuie să mă duc la căciune și fata Ianca. Stați liniștit că n-ajungem la Crăciun. Uite, acum intrăm în sală și vă operez, dar înainte de asta am nevoie de semnătura dumneavoastră. Vine și Eva cu soțul ei. Ia fiți un pic atent la mine, fiți atent la mine. O să se ocupe domnișoara de dumneavoastră, trebuie să semnați o hârtie. Dă hârtia, te rog. Ca să pot să vă operez, semnați hârtia asta, da? Da, pune-o și pe ceva. Ați înțeles ce v-am spus eu? Trebuie să semnați o hârtie. Domnul Lăzărescu, uitați, ăsta e formularul de consimțământ. Vedeți? L-am completat aici cu numele dumneavoastră. Acum, trebuie să-l semnați cum că sunteți de acord cu operația. Haideți să vă ajut eu puțin. Ținem frumos pixul așa și îl semnați ca să vă poată opera. Înțelegeți? Nu pot să
paralizat. Nu paralizat, semnați aici unde scrie paralizat. Semnați aici, domnul Lăzărescu. Uitați, ai... Ciecălina a... Domnul Lăzărescu, semnați. Ce facem, domn doctor? Hai, ce facem? Semnați pentru ca să vă operez sau nu? Hai, domn doctor, pe el e om în condiție să semneze. Uitați-vă că nu ține pixul în mână. Ce facem, doamna asistentă? Călcăm legea? Ia uite, vrea să mă facă la pușcărie. Dacă îl operez fără semnătură și moare pe masă, sunt bun de pușcărie, madam. Haideți, vă rog eu frumos, dați cu bățul. Vă internăm, vă spălăm frumos, vă operez și mâine sunteți ca nou. Nu. Nu ce? Vreau medicamentele la mine acasă, la farmacie. Sunteți ușor afazic și nu se înțelege ce spuneți. Și aveți și o dizartrie. Vreți acasă, nu? Mergeți la mine acasă? Stați liniștit că nu vă forțăm. Nu vreți să semnați, nu semnați. I-ai făcut intrarea? Da. Foarte bine. Fă-i și ieșire. Și scrie aici. Bolnavul refuză operație. Aici. Bolnavul trebuie să semneze, nu dumneavoastră. Păi n-ați văzut că nu vrea? Pe fișa mea de la salvare, pacientul trebuie să semneze. Serios? Domnul doctor, și dacă semnează și nu e îndeplinătatea facultăților mentale, semnătura e vax. Spuneți mai bine că nu vreți să-l operați și-l duc. Văd eu. Unde-l duci tu? La Baltazar. Sau mă duc cu el înapoi la universitar, ca să fie eliberat. Scuză-mă, dar cred că pot să-mi dau seama când un pacient este confuz sau când poate să semneze. Vezi, acum te îngură și cu domnul doctor. Auzi? Sau știi mai bine ce? Ia la mașină, fă o tură cu el așa, cam o oră, îl bagi în comă și mi l-a dus să ți-l operez. Nu mai e nevoie de semnături, de aparținători. Mie, în momentul de față, nu mi-a semnat și deci nu pot să-l operez. Tu la un spital unde crezi tu că se poate fără forme legale? Că văd că știi și neurologie și legislație. Mie nu mi-a semnat și n-am nicio răspundere. Și nicio obligație. Sau te duci la Bagdasar și găsești un medic? Găsești un medic care să ți-l opereze fără semnătură. Dar dacă îți moare în mașină, moare pe răspunderea ta, să știi. Nu vreau. Pentru mine? Da. Mă rog. Ce spui, nu vrei? Ce nu vrei? Nu vreau. Haideți, doamna asistentă, luați-l de aici că nu o să stăm până mâine. Când vă hotărâți ce vreți de la noi și de la mine, eu sunt aici în gardă. Ia-mi un băiat să-l scoată de aici. Ce stai și te uiți așa la mine? L-urci în mașină și te duci cu el la Bagdasar. Hai, la revedere, drum bun. Hai, doamna Zărescu. Mergem la Bagdasar. Dăm și buletinul. M-aș duce până jos să-mi iau un croissant. Vrei să-ți iau ceva acolo? Hai mă să-ți iau ceva. Da. Sigur? Parcă nu mai miroase. N-am înțeles ce ai spus. Ce-a spus? Am spus că n-am înțeles ce ai spus. Nu mai miroase. Doamna, ne face și nouă loc? Ia stai aici.
Hai să iau eu cu fișa. Bună dimineața! Am venit și eu cu un bolnav. Vorbiți cu doamna șef. Da. Fișa. Vreau să știți că a făcut pe el. Nu-i venit tocmai de la Filaret. Putem să-l băgăm înăuntru? Ce mai faceți? Ce să facem? Uite aici, o lărgătură mare cu aia de la Săftica. Aia cu accidentul. Dar acum s-a terminat, gata. Dar ce i-ați dat dragă să mănânce de miroase așa? E și băut? Eu zic săracul, a făcut pe el. Da, ar trebui dus și spălat. Da, dar să-l vadă mai întâi doamna doctoriță Zamfir. Ce tot spui mata acolo? Ia, dă-mi coasă, bă. Are un hematom subdural și trebuie operat. Mai puțin. Și aici aveți tomografiile, doamna doctor. Ce e asta, șefa, chiar? Da, doamna Maria, are un chiar de sânge pe creier. De fapt, o sângerare. Aha. Asta nu e așa grav, nu? Nu e, dar poate să și fie. Asta de aici e destul de grav. Mi-a mai gravă și urâtă-i pata asta de pe ficat. Și asta mi-e teamă că nu mai repară nimeni. Cum vă numiți? Așa e. Vă rog să repetați. Da, bun. Lăzărescu Dante Remus. Da. Eu n-am înțeles asta. De ce nu l-au oprit să-l opereze la Filaret? N-a vrut să semneze, domnul Lăzărescu. N-a vrut să fie operat. Dar cred că scrie în fișa lui. Da, asta am văzut eu că scrie. Dar nu cred eu că domnul Lăzărescu Dante Remus înțelegea ce îi se cere să semneze. Repet, înțelegea. Nu spune mie că a ajuns la starea asta de degradare pe drum de la Filare până aici. Adică în 10 minute la ora asta. Nu mi-a luat mai mult, doamnă, să știți. E cu scosul din spital și pusul în mașină, cu datul jos aici și cu drumul de pe chei, pe Șerban, Vodă și până aici, pe Olteniță, ne-a luat vreo jumătate de oră. Aha, și dumneata e șofer. Da. Încântat. Uite, ia un loc acolo și trage sufletul. Mulțumesc, stau aici. Îl trimitem la neuro pentru operație? Da, normal. L-ai înregistrat? Da. Are aparținător? Da, sora. O cheamă Eva și nu mai știu cum numele de familie. Vine mâine de la Târgu Mureș. Adică, de fapt, azi. Așa se ajunge în București. Înseamnă că n-are. Eu nu înțeleg cum nu l-au oprit să-l opereze la Filaret. Le-a arătat rezultatele, tomografie, tot? Sau le ținut doar pentru dumneata? Sigur că le-am arătat, dar dacă bolnavul n-a avut să semneze consimțământul, eu ce era să fac? Lasă, că acum nu se mai ceană nimeni în consimțământ. Trece-l cu glezgă 8 și sună la chirurgie. Cum e așa de liniște? Păi am cam terminat programul. Lăsați că am avut porția noastră zilnică de drogați. Și băuți și căzuți. Să nu aveți nicio grijă. Da, așteaptă o clipă. Da, alo. Dă-mi-l pe Angel dacă a ieșit. Angel. Au fost și cu autocarul de pe DN1. Gardă grea ce mai. Ai terminat cu doamna să nu mai ține? Da.
Doamna Marioara, cheamă-i dumneata pe băieții ăia să le ia și să-l ducă în preoperator. Da, domnul doctor, vă trimis sus un hematon subdural. Vine de la Filaret. E cu cineva? O soră. Are o soră care vine de la Târgu Mureș, pe la 6. Are o soră care vine de la Târgu Mureș. Sigur, e destul de rău. Eu vi l-am trecut inconștient. Imediat. 62 de ani. Nu știu dacă e alcoolic, dar băutor e sigur. Temporal stâng. Acum, sigur că da. Dacă nu-l trimit acum, nu-l mai trimit deloc. Îmi pune și mie o parafă pe fișă, vă rog frumos. Nu-l găsesc. Uitați-o. Mulțumesc. Într-o operator cu el. Doamna Marioara, ocupă-te dumneata, te rog, și fă-i toaleta. Vin și bărbărești că intră în operație. După ce ai terminat toaleta, luați frumos și îl teleportați la doctorul Angel, care vă așteaptă. S-a înțeles toată lumea? Da, da. Hai, rapid. Stinga. Vă mulțumim, bună seara. Ia stați așa. Uite ce căscată sunt. Ia astea și lasă-le la Angel. Da, doamne. Dumneavoastră unde mai mergeți? Gata, s-a terminat. Am plecat cu targa noastră, doamne. Mergem ca să-l lase la preoperator și ne luăm și noi targa și am plecat. Dar noi nu mai avem targi? Ale noastre sunt sus pe etaj. Și una e în bloc operator. Doar să-l ducem până sus, doamna doctor. Lăsați că nu ia mult. Îl ducem sus și noi coborâm jos imediat. Vrei să-i dai alea la Angel. Da. Gata. Ați ajuns. Da. O să vă operezi ca să vă faceți bine. Aha. Stați cu minte, stați liniștit, nu vă mai mișcați. Stați aici. Puneți-l acolo. Atenție la cap. Încet, încet. Uitați, aici sunt hainele lui domnul Lăzărescu. Scot și eu cu asta și merge. Scot. Doamna Mariana, îl tunzi și îl bărbierești pe tot capul, da? Da. Și repede, dacă se poate. Da. Doamne Dumnezeule, de-a vrea zi am mai avut cu accidentul ăla de autobuz. Descurci? Da. Nu știu, doamne, dar oamenii ăștia care conduc așa, fără grijă pentru ceilalți. Da, așa e. Auziți? Nu stă fără o țigări. Din 14 câți au venit, doar 3 sunt mai bine. Ferească Dumnezeu Sfânt. Ca la război era. Ca la cutremurul din 77. La șofer o fi scăpat? Nu știu, băie, de unde să știu eu care e șofer. Nenorocire mare. Încă 2 zile în astea și gata, poate să mă interneze și pe mine. Haideți, doamna mea, că am terminat. Bine. Hai, bună seara și servici ușor. Să aveți grijă la picioare. Care varice? Săruna, sănătate! Ce ai făcut, Brita taie? Ia uite ce mai ai pe picioare.
Ceva să-l acoperim. Adu-mi spiritul. Gata, generica. Am terminat. Virgil? Da. Mai Virgil? Da. Gata, hai să luați și să duceți la Anglia. Hai că eu nu mai pot ca să stau cu el aici. Când se lasă peste mare înserarea, în amurg îți pare totul nemișcat. Și o liniște de pas cuprinde zara, când înserarea peste mare s-a lăsat. Mii de greieri cântă în iarbă o sinfonie, și-o ascultă licuricii spectatori. Și în decorul acesta plin de poezie, un băiat oferă drage sale flori. Și